Bună seara la toată lumea! Ce faceți, dragii mei? Cum sunteți? Sper că sunteți toți bine. Eu sunt un pic obosită, un pic nervoasă de problemele mele, dar nu contează, asta nu mă împiedică să intru aici ca să vă învăț, dragii mei, pe toți cei care mă urmăriți, un alt ulei de atragere a banilor. Vreau să vă prezint în această seară un ritual. Dacă îl faceți cu încredere, bineînțeles încredere în primul rând în univers, în divinitate și să vă puneți toate forțele voastre în acest ulei, eu vă garantez că banii, sporul banilor și poate chiar și alte dorințe vor apărea în viața voastră. Ce aveți voi nevoie, dragii mei, pentru acest ritual? Va trebui să luați un borcan chiar și vechi, cum este ăsta. Eu i-am dat eticheta jos un pic, dar nu de tot. Va trebui acest borcan spălat cu apă și cu sare, nu cu detergent, și lăsat, bineînțeles, să se usuce singur. Veți avea nevoie un pic de unele lucruri care, bineînțeles, cu siguranță le găsiți în casa voastră, în bucătăria voastră, da? Și, bineînțeles, și o foaie de hârtie care se va lipi pe borcan. Acest ulei este uleiul atragerii banilor și prosperității și abundanței în viețile voastre. Dacă vă confruntați cu probleme de bani și nu aveți bani, dacă doriți ca prosperitatea banilor să fie în viața voastră, să rămână în casele voastre, să rămâne la masa voastră banii, alimentele, puteți să faceți acest ritual. Bineînțeles că aveți nevoie și de o lumânare verde care atrage banii, pe care veți scrie ce vă voi spune eu. Înainte să începem acest ritual, veți avea nevoie de o bucată de magnet. Asta în cazul în care faceți rost, se găsește prin magazine magnet. Acest magnet se va băga în borcan pentru că magnetul atrage. Și trei monede, bineînțeles, diferite. Da? Eu am euro pentru că sunt în țară străină. Voi, dacă sunteți în România, aveți și voi acolo monezi de 20, de ce știu cum se mai zice, de 50 de bani, de 20 de bani, în fine. Pentru fiecare monedă veți face o cruce și vă veți pune o dorință doar legată de bani. De exemplu, eu fac în felul următor, fac cruce, da, și spun să aducă universul în viața mea ceea ce eu merit. Da? Altă cruce, să am prosperitate în casă la masa mea. Altă cruce, să am bani și banii să tragă la mine, cu magnetul atrage banii, așa să atragă banii la mine, în portofelul meu, în viață. Am pus monezile. Dragii mei, după ce veți spune monezile, veți spune sare, doamne, scuzați-mă, vedeți, se vede că sunt un pic nervoasă, dar nu contează, o să-mi treacă, mai se întâmplă. Puneți zahăr, eu am zahăr brun, voi puteți să aveți și zahăr alb, nu contează, veți face o cruce pe zahăr și veți spune să se îndulcească prosperitatea, banii mei, fericirea mea în casa mea, în familia mea, să fie banii dulci cu mine, să se atragă banii în destinul meu, deci banii să fie atrași în destinul meu. Peste care, dragii mei, veți pune niște busuioc. Eu am busuioc, bineînțeles, uscat, sau uscat de la Revelion, că am aruncat cu busuioc în casă să meargă bine, da? De asemenea, veți face cruce de 3 ori cu busuiocul și veți spune: busuiocul să-mi aducă mie noroc în tot și în toate. Puneți busuiocul. Veți avea nevoie de frunză de dafin. Da, eu am aștia două frunze de dafin care, bineînțeles, le rup și spuneți: frunzele de dafin, după ce faceți cruce, să protejeze banii mei și sporul meu de bani. Nimeni să nu mai poată să-mi ia sporul banilor și prosperitatea casei mele și a banilor mei. Veți spune în borcan. De asemenea, salvia. Aveți nevoie de salvie uscată. La fel, veți face cruce de 3 ori și la fel, salvia să protejeze toate veniturile mele. Veți băga salvia. Aveți nevoie de asemenea de frunze de pătrunjel, da? Eu le vei rupe, pentru că și pătrunjelul, chiar și menta, dar uite că eu mentă nu am, trebuia să fac rost și de un pic de mentă, voi dacă aveți mentă să puneți și mentă. Acest pătrunjel va atrage sporul banilor în viața mea, da?
Mai aveți nevoie de un pic de brăduț. Acum este iarnă, există brad afară, puteți să luați brad ca să fie sporul banilor falnici ca bradul. Bradul rămâne, știți destul de clar că rămâne verde tot anul, da? După ce veți spune toate astea, aveți nevoie de 7 cuișoare, da? Din alea care se fac vin. Cuișoare, dragii mei, le veți pune pe toate șaștea 7 cuișoare în borcan, pentru că și ele sunt pentru atragerea banilor. Bineînțeles că de 3 boabe de tămâi. Aveți un pic mai multe ingrediente de făcut în acest ritual, dar dacă veți face exact cum spun eu, se va prinde. Uitați, 3 boabe de tămâie ca să binecuvânteze ritualul, da? Ca să fie cu binecuvântare, deci cu puterea universului, binecuvântați banii mei și să rămână banii mei în casa mea și în lăcașul meu. Cu puterea acestei minunate tămâi, din sporul meu de bani voi ajuta și alte persoane. Va trebui să faceți așa. După aia aveți nevoie de un pic de chimin, da? Și chiminul atrage banii. Tocmai de aia vă ziceam că sunt un pic mai multe ingrediente care va trebui să le folosiți. Faceți rost măcar de câteva, dar oricum ar trebui să fie toate. Scorțișoara să nu lipsească, pentru că scorțișoara dă putere ritualului. Se pune scorțișoară și bineînțeles și un pic de boabe de muștar. Va trebui să faceți rost, da? Boabe de muștar. Acum ce veți face? Veți pune ulei de floarea soarelui, ăsta este important. Se poate pune și de măsline, dar floarea soarelui este o floare care poartă prosperitatea, abundanța, da? Voi puteți să puneți mult mai mult, eu doar vă arăt, voi pune și eu după aia un pic mai mult ca să acopere toate aceste ingrediente, da? Veți lua după aia o lingură de lemn, chiar dacă este folosită la mâncarea voastră, și veți mesteca foarte bine aici ca toate aceste lucruri să se prindă. Mestecați și spuneți, cum mestec eu, așa să vină banii, sporul, prosperitatea în viața mea, în portofelul meu, în casa mea. Acest ulei să-mi poarte noroc, da? Veți face cruce de 3 ori, bineînțeles, și, dragii mei, veți pune capacul, da? Veți pune capacul. Eu vă spun să puneți un pic mai mult ulei, cam până aici, până, deci dacă aveți, bineînțeles, posibilitatea. Pe o foaie de hârtie, asta să dau un pic la o parte chestiile astea, ce veți face voi? Vă veți scrie numele și prenumele. De exemplu, eu sunt Onofrei, da? Cristina. Voi vă veți scrie numele vostru. Deci eu mi-am scris numele meu. Sub nume veți scrie 777, liniuță, semnul runei care atrage bani, da? Runa de atracție a banilor. 777 este semnul miraculos, cifra îngerilor și runa de atracție a banilor. Și după aia, dragii mei, vă veți scrie niște dorințe, veți începe să formulați în mintea voastră. Totul să aibă legătură cu banii, cu prosperitatea, da? Deci pot să scriu, deci vă dau un exemplu, faceți și voi exact cum zic eu. Bani, prosperitate, noroc, în tot și în toate, succes, afacere prosperă, puteți să vă scrieți bani mulți, puteți să vă scrieți serviciu cu noroc, ce știu eu, afacere cu noroc, da? De exemplu, pot să scriu iară, de exemplu, bani mulți în casa mea, nu? Și la sfârșit, dragii mei, puteți să scrie câștiguri multe. Veți scrie mulțumesc universului, da? Cu verde va trebui să scrieți.
După aia, această hârtie care ați scris-o, o veți lipi pe borcan așa, deci cu scrisul în interior, da? Deci uitați, eu voi lua acum scotch, uite că am scotch aici în față și voi lipi cu scrisul în interiorul borcanului, da? Deci ca să rămână imprimat în interior, nu să se vadă ce ați scris, ca cineva, dacă voi veți pune borcanul ăsta sus pe dulap sau în dulapul cu alimente, vă dați seama, dacă intră cineva din greșeală poate să vadă și atunci este mai bine să fie ascuns de ochii lumii, să nu vadă lumea ce ați scris voi acolo, că lumea din invidie poate să vă ieie sporul banilor. Oricum, dacă voi veți spune exact ce am pus eu în borcan, vă va proteja sporul banilor, mai ales salvia, care protejează, bineînțeles, chiar și rozmarin puteți să puneți mentă, că este foarte importantă menta. Uite că eu am uitat, poate că după ce vă arăt vouă, mai caut un pic de mentă și voi pune. Voi faceți-l cu încredere și o să vedeți că o să aveți rezultate. Vedeți cum s-a lipit, ca și cum nimeni nu vede ce este în borcan, da? Voi mai pune și în partea asta un pic ca să ste. Ce veți face voi după aia? Veți lua o scobitoare, așteaptă că eu nu mai găsesc unde mi-am pus scobitoarea, dar voi scrie cu creonul pe lumânare. Veți lua o lumânare simplă de culoare verde. Da? Ce veți face voi cu această lumânare? Vă veți scrie numele și prenumele. Și pe lumânare veți scrie tot așa legat de bani. De exemplu, bani, prosperitate, noroc, în familie, în afaceri, în tot și în toate. Puteți să faceți și semnul de la rună, F-ul, sau puteți să faceți 777, pentru că este cifra îngerilor, cifra miracolelor care atrage bani. Bineînțeles că după aia veți pune ceară și veți pune această lumânare așa să ardă, să se consume tot. O puneți undeva unde să nu luați foc. După ce s-a consumat, voi puteți acest borcan deja să folosiți uleiul din el. Vă dau un exemplu. Vreți să aveți noroc de bani într-un serviciu? Desfaceți borcan, vă puneți o dorință, puneți degetul, vă ungeți păpucii, vă ungeți portofelul, vă puneți chiar și pe mâini un pic. În orice situație vreți să câștigați un proces, să fie totul în favoarea voastră, la fel, vă ungeți cu acest ulei, vă ungeți hainele, pantofii, mai ales tălpile de la păpuci. Vreți să câștigați la loto, de asemenea, înainte să mergeți să cumpărați un bilet sau să luați numerele respective, luați acest ulei. Da? Și dați-vă pe păpuci, dați-vă portofelul, chiar și pe bani îmi dau din când în când și funcționează cu toate blocajele care vin contra mea din partea unor persoane necunoscute care pe mine nu mă interesează. Eu elimin aceste blocaje pentru că n-are rost să pun la suflet răutățile oamenilor, da? Deci aia vă zic, dacă aveți mai ales sporul banilor furați, faceți-vă acest ulei, dragii mei, după ce veți lăsa lumânarea să ardă, chiar dacă rămas ceară, o lăsați practic pe borcan, în cazul în care cade ceară, o puteți lua și o veți pune la colțul ușilor voastre de la intrarea principală în casă. Acest ulei vă va ajuta foarte mult să vi se îndeplinească dorințele, mai ales din punct de vedere financiar, dragii mei, dragele mele. Sper din suflet să vă fie de leac, sper din suflet să vă ajute pe toți cei care aveți probleme financiare, banul, prosperitatea să vină la voi și să ne auzim cu bine și lăsați-mi și mie, dragii mei, vreun mesaj, ori aici pe YouTube, ori pe WhatsApp, că vi s-a îndeplinit o dorință legată de bani. Eu ce pot să vă spun, vă pup și vă îmbrățișez. Vă doresc la toți tot binele din lume, aveți încredere în primul rând în univers, în divinitate, după aia în voi înși vă. Vă pup, dragii mei, și ne auzim cu bine. O seară binecuvântată să aveți!